Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Autoritățile au stabilit planurile de măsuri pentru ca cetățenii județului să petreacă sărbătorile pascale în ordine și liniște. Aproximativ 170 de polițiști vor fi zilnic la datorie. Polițiștii prâncieni vor fi la datorie în această mini-vacanță pentru ca Sfintele Sărbători Pascale să fie petrecute în siguranță. În contextul sărbătorilor religioase din aceste zile, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, au fost dispuse măsuri suplimentare de ordine și siguranță publică, în special în zonele aglomerate și în zona lăcașurilor de cult. Astfel, zilnic, peste 170 de polițiști vor acționa în sistem integrat, împreună cu celelalte instituții ale statului cu atribuții în domeniu. Cei mai mulți dintre colegii aflați la datorie în această perioadă sunt de structurile de ordine publică și rutieră. Alături de aceștia, ca de fiecare dată, dar în dispozitiv, sunt și colegi de la alte structuri, cum ar fi investigații criminale, investigarea criminalității economice, criminalistică, precum și polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Polițiștii rutieri vor acționa pe căile de acces ce converg spre lăcașurile de cult și zonele de agrement, în punctele cu risc ridicat de accidente, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, fluidizarea traficului rutier și prevenirea producerii unor evenimente negative. Aceștia vor folosi zilnic aparatura radar, aparatele ETROTES și DRAGTES în vederea depistării șoferilor care încalcă regulile de circulație. Pentru a petrece în liniște și siguranță sărbătorile pascale ortodoxe, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea vă recomandă: manifestați grijă pentru banii și bunurile proprii, din geantă, portofel, telefon mobil, atunci când vă aflați în spații aglomerate, la cumpărături, în piață, bazar, lăcașe de cult, pentru a nu deveni ținta hoților de buzunare. Dacă vă deplasați după lăsarea întunericului, evitați zonele izolate sau neiluminate pentru a nu deveni victime ale infracțiunilor de tălcărie. Dacă părăsiți locuințele în această perioadă, asigurați-vă că ați încuiat ușile și ferestrele, iar dacă locuiți la curte, manifestați atenție și la anexele gospodărești. În noaptea de înviere, dar și în zilele de sărbătoare, pompierii vor fi la datorie. De altfel, zilele trecute s-au făcut controale la biserici și la lăcașurile de cult. Salvatorii vă recomandă respectarea măsurilor privind apărarea împotriva incendiilor pentru ca să petreceți sărbătorile în siguranță. În această perioadă, inspectorii de prevenire din cadrul instituției noastre au desfășurat acțiuni de control și diseminare a informațiilor cu caracter preventiv la principalele lăcașuri de cult din județ, astfel încât slujbele religioase din perioada sărbătorilor pascale să se desfășoare în condiții de siguranță. Alături de personalul serviciilor voluntare pentru situații de urgență, zilnic, peste 100 de pompieri și paramedici SMURD vor fi la datorie, având misiunea de a asigura un răspuns eficient și rapid în cazul producerii unor situații de urgență și de a interveni în caz de nevoie pentru acordarea primului ajutor calificat. În funcție de situația operativă, numărul acestora poate fi suplimentat cu pompieri aflați în turele libere. În noaptea de înviere, credincioșii ortodoxi se vor afla în lăcașurile de cult pentru a primi Lumina Sfântă. Pentru ca aceste momente de rugăciune și apropiere de Dumnezeu să fie petrecute în liniște și siguranță, pompierii vrânceni recomandă populației, dar și slujitorilor bisericilor, respectarea următoarelor măsuri privind apărarea împotriva incendiilor. Accesul credincioșilor în incinta lăcașului de cult să fie permis în limita capacității bisericii. În condițiile unui număr foarte mare de credincioși, se recomandă desfășurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericii. Menținerea ușilor de acces și evacuare în poziție deschisă în mod obligatoriu pe timpul slujbelor religioase. În cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn, nu se va permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente și prezintă un risc foarte mare de incendiu. Evitarea desfășurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare sau renovare și interzicerea desfășurărilor în obiective în care sunt amplasate schele. A fost publicată lista locurilor de muncă disponibile în această săptămână. 133 de posturi sunt disponibile în Vrancea și 277 în Comunitatea Economică Europeană.
Dacă vă căutați un loc de muncă sau poate nu sunteți mulțumiți de actualul job, puteți să aruncați o privire și asupra listei locurilor de muncă publicată zilele trecute de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. 133 de locuri de muncă au declarat vacante angajatorii din județ și 277 cei din Comunitatea Economică Europeană. În județ sunt disponibile 20 de locuri de muncă pentru muncitor necalificat în industria confecțiilor, operator confecționer industrial, muncitor necalificat, electrician, ameceist, asistent medical generalist, îngrijitor, operator mașini unelte, comandă numerică, manipulant mărfuri, infirmier, asistent social, ambalator manual, lăcătuș mecanic. Locuri de muncă mai sunt disponibile în meserii precum consilier, instituții publice, contabil, economist, fochist, electromecanic, inspector în administrația publică, instructor de educație, operator introducere, prelucrare, validare date, psiholog, recepționist, șofer, strungar, sculer, matrițer, patiser, masseur, kinetoterapeut, inginer mecanic, inginer automatist, frezor, brutar, asistent medical, balneofizio-kinetoterapie. În Comunitatea Economică Europeană, 5 țări vor să angajeze români în diverse domenii de activitate. Condiția este cunoașterea unei limbi de circulație internațională sau limba statului în care doriți să vă angajați. În Austria, cele mai multe locuri de muncă, 7 la număr, sunt pentru instalator sanitar aer condiționat. În aceeași țară, un bucătar câștigă până la 3.000 de euro, iar un manager de restaurant până la 2.700 de euro. Germania caută muncitori în producție, ospătare, asistenți medicali și grădinari. Un asistent medical de radiologie în Germania câștigă până la 3.200 de euro. Irlanda a publicat prin intermediul rețelei EURES că pe teritoriul său angajatorii au nevoie de muncitori în ateliere auto, iar Norvegia de grădinari, frezori, sudori sau tinichigiu auto. În Finlanda este nevoie de muncitori în agricultură, culegători de căpșune, lucrători în oțel pe șantiere sau muncitori în producția de cârnați. În Olanda se caută operator CNC, bucătar și legumicultori. Relații suplimentare despre oferta acestei săptămâni pe site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea sau la telefon 0237 224677. Jandarmii vrânceni vor fi prezenți în preajma bisericilor, a cimitirelor și a mănăstirilor în toate zilele de Paști. Peste 200 de jandarmi vor asigura ordinea publică în toate aceste zile. În perioada sărbătorilor de Paști, peste 250 de jandarmi în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea și grupării de jandarmi Mobila Bacău vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică, astfel încât manifestările religioase din zona locașelor de cult și celelalte activități din spațiul public să se desfășoare în condiții de siguranță. Pentru evitarea incidentelor nedorite și a oricăror situații de natură să tulbure ordinea și liniștea publică, vă facem următoarele recomandări. Participanții sunt rugați să respecte măsurile stabilite de organizatori, precum și indicațiile și îndrumările jandarmerilor. Să manifeste răbdare și înțelegere față de măsurile luate de forțele de ordine. Să acorde o atenție sporită în cazul în care sunt însoțiți de copii, dar și asupra bunurilor și obiectelor personale. De asemenea, pe traseele turistice montane din localitățile Dumnici, Lepșa și Stofeșa, jandarmii montani vor desfășura activități specifice în scopul informării și îndrumării turiștilor, precum și pentru prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere normelor de conviețuire socială. Pe această cale recomandăm iubitorilor de munte să se informeze asupra itinerarului propus, gradului de dificultate și condițiilor meteo, să fie echipați adecvat pentru dimensiile montane, să folosească numai trasee demarcate și să nu se abate de la acestea, să evite pe cât posibil zonele în care a fost frecvent semnalată prezența urșilor, să desfășoare activități de picnic doar în zonele speciale amenajate. Primăria Focșani a anunțat programul instituției și al unităților subordonate Consiliului Local pentru zilele de 14 și 17 aprilie 2023. Chiar dacă unele servicii sau instituții nu vor avea program de lucru cu publicul, angajații vor asigura permanența. La Primăria Municipiului Focșan, Serviciul de Impozite și Taxe Locale, Ateneul Popular, Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, Teatrul Municipal Major Gheorghe Pastia, Focșani, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Biroul de Stare Civilă, în zilele de vineri, 14 aprilie și luni, 17 aprilie, nu se lucrează. Dar luni, 17 aprilie 2023, va fi program de activitate cu publicul la preluări și eliberări documente de deces, în intervalul orar 9-13.
Clubul sportiv municipal Focșani 2007 în zilele de vineri 14 aprilie și luni 17 aprilie nu lucrează. Rezervări pentru închirierea terenurilor de tenis se pot face la telefon 0729 344 633 în funcție de condițiile meteo. La serviciul public creșe nu se lucrează, dar se asigură serviciul de continuitate, la fel și la Direcția de Asistență Socială Focșani, Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, Serviciul Spații Verzi. La compartimentul administrare cimitire și prestări funerare, în zilele de 14 și 17 aprilie, personalul va fi solicitat în cazul în care vor apărea situații de urgență. Poliția locală a municipiului Focșani în zilele de vineri, 14 aprilie și luni 17 aprilie, asigură permanență și echipe de intervenție. Programul mijloacelor de circulație ce efectuează transport public local de călători în municipiul Focșani, Comuna Golești, Comuna Câmpineanca, Comuna Vârteșcoiu, Sat Olteni, Comuna Milcovul, Comuna Gologanu, Comuna Răstoaca și Comuna Vânători, vineri 14 aprilie 2023 va fi program de weekend, iar luni 17 aprilie nu se lucrează. La SCN de Sa Focșani, Serviciul Comercial Caserie nu se lucrează. Societatea Administrația Piețelor Focșani, vineri 14 aprilie, va fi program normal de lucru în ceea ce privește funcționarea piețelor din municipiul Focșani, iar luni 17 aprilie nu se lucrează. Compania de utilități publice asigură serviciul de permanență și asistență tehnică prin personalul de tură și dispecerat. La Salubrizare și Servicii Publice Focșani SA nu va funcționa caseria în aceste zile, dar se va asigura salubritatea menajeră și salubritatea stradală. Serviciul voluntar pentru situații de urgență în zilele de vineri 14 aprilie și luni 17 aprilie, personalul va fi solicitat în cazul în care vor apărea situații de urgență. Compania de utilități publice Focșani a pus în practică în cadrul sucursalei Panciu o nouă metodă pentru depistarea pierderilor de apă. Echipamentele ar putea fi achiziționate și pentru celelalte sucursale. Compania de utilități publice SA Focșani a pus în practică în cadrul sucursalei Panciu o nouă metodă pentru depistarea pierderilor de apă. Astfel au fost montate 10 echipamente mobile de tip Datalog pe strada Libertății, cu ajutorul acestora fiind posibilă depistarea unor pierderi importante de apă și remedierea avariilor într-un timp scurt. Cea mai importantă caracteristică a acestor echipamente este aceea că identifică situațiile în care apa se scurge în pământ, depistând astfel și apa care nu se observă la suprafață. Echipamentul funcționează prin depistarea zgomotului produs de apă când trece prin fisura de conductă, informațiile fiind transmise pe o platformă online dedicată. Având în vedere succesul proiectului pilot, Cupe SA Focșani își propune achiziționarea unor astfel de echipamente de tip Datalog pentru a fi utilizate pe viitor în toate sucursalele Cupe SA Focșani, se arată într-un comunicat al instituției. A început înscrierea candidaților în unitățile de învățământ ce pregătesc viitori polițiști de penitenciare. Durata studiilor este de 3 sau 4 ani, iar dosarele se depun până la începutul lunii mai. Penitenciarul Focșani prezintă oferta educațională aferentă anului 2023 pentru admiterea în unitățile de învățământ care pregătesc personal de penitenciare, partenere în procesul de învățământ astfel. Academia Națională de Informații Mihai Viteazul din București pentru ofițerii specialiști din domeniul securității și informațiilor și din domeniul psihologie. Durata studiilor de 3 ani, perioada de înscriere este între 24 martie și 27 aprilie 2023. Universitatea Națională de Apărare Carol I din București pentru ofițerii specialiști din domeniul logistică. Durata studiilor este de 3 ani. Perioada de înscriere este între 20 martie și 5 mai 2023. Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu pentru ofițerii cu specializările management economico-financiar și administrație publică. Durata studiilor fiind de 3 ani, perioada de înscriere fiind între 20 martie și 5 mai 2023. Academia Tehnică Militară București pentru ofițerii cu specializările construcții și fortificații, calculatoare și sisteme informatice, durata studiilor de 4 ani, perioada de înscriere între 20 martie și 5 mai. Tinerii interesați să dezvolte o carieră în domeniul execuțional penal vor beneficia de acordarea unei solde lunare pe timpul studiilor, asigurarea în condiții de gratuitate a cazării, mesei, echipării, cursurilor și asistenței medicale pe timpul școlarizării, asigurarea unui loc de muncă imediat după absolvire prin repartizarea într-o unitate a sistemului penitenciar, condiții de salarizare și asigurarea unui climat organizațional motivant propice pentru dezvoltarea carierei.
Activitatea profesională a personalului din sistemul administrației penitenciare se desfășoară în interesul comunității prin punerea în aplicare a legislației privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal în limitele competențelor stabilite de lege. Informații privind concursurile de admitere se pot obține de pe site-ul Admitere în instituțiile de învățământ Penitenciarul Focșani, precum și la sediul Penitenciarului Focșani, strada Liliacului, numărul 41, județul Vrancea, la telefon 0237258707, interior 118, Biroul Resurse Umane și Formare Profesională. De asemenea, în acest scop a fost creată pagina de Facebook Admitere ANP, pentru o mai bună promovare a ofertei de școlarizare în rândul liceenilor. Se arată într-un comunicat al Penitenciarului Focșani. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi, în general, închisă ca aspect. Cerul va fi acoperit și sunt prognozate averse. Vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 8 grade, iar cele maxime între 17 și 19 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!